Da, gata. Salutare tuturor! Suntem acum într-un nou episod Cursanții. Am schimbat decorul de data aceasta. Alături de mine este Emilia, care a făcut cursurile AMZ Academy și a dorit să facă și un review după curs sau și după afacere, da? Pentru că ea a făcut un review și înainte și îl vom vedea și acest review imediat. Bună, Emilia, ce faci? Salutare, bună Bogdan, sunt foarte bine. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi prezentă, să facem această înregistrare, pentru că consider că este absolut imperios necesar să aibă loc, deoarece lumea trebuie să cunoască și detaliile din spatele cortinei, să spunem, în ceea ce privește trainingul AMZ Academy. Și sunt pregătită să ofer detalii și să vorbim despre această activitate care a avut loc anul trecut pentru mine. Abia aștept să începem. Bun, Da. păi punem întâi review-ul tău pe care l-ai făcut la început sau. Da, aș vrea întâi să spun câte ceva despre asta. Da. Deci, pentru început vreau să mă prezint. Numele meu este Emilia Țurcanu, am 33 de ani și am prins curajul să vorbesc astăzi pentru că am început în curând un curs pe Amazon care s-a soldat cu o experiență plăcută, dar și neplăcută în același timp. Pentru cei care doresc mai multe informații despre aceștia, îi puteți găsi pe www.amazonamzacademy.ro, unde puteți vizualiza serviciile pe care le pun la dispoziție. Unul dintre ele este trainingul pe Amazon. Un mijloc prin care poți ajunge cu ajutorul lor să începi afacerea pe Amazon și să te alături comunității lor. Haideți să vă spun ce am găsit pe internet, pentru că când am căutat, am găsit astfel. AMZ Academy reprezintă nu doar un simplu program, ci o comunitate de profesioniști. Principiile care ne definesc constituie nucleul comunității AMZ Academy, iar acestea sunt performanță, seriozitate, adevăr, vreau să subliniez cuvântul adevăr pentru că este important și o să înțelegeți de ce, Da. continuitate, responsabilitate și nu în ultimul rând echipă. Cursul este o adevărată experiență unde vei avea acces la cea mai mare bază de informații teoretice, la aplicarea corectă a acestora în practică, la sprijinul complet oferit de trainer pas cu pas sau click cu click, la strategii de succes validate, atât în vânzările trainerilor, cât și ale cursanților, precum și la o comunitate care te va împinge către succes. Iar acum, după ce v-am citit această teorie de pe site-ul lor, vreau să vă spun cum au decurs lucrurile și în realitate. Pentru că dacă tot se descrie pe site anumite principii, bănuiesc că ar trebui să existe și în realitate acestea. Dar mai întâi, propun să atașăm un review pe care l-am făcut anul trecut, înainte să lansez produsul meu pe Amazon, să vedeți ce naivă și drăgălașă sunt aici. Că eu mă admir pentru că am făcut cu sufletul și sunt nerăbdătoare să îl postez ca apoi să discutăm după. Bun, deci dăm play la review-ul tău pe care l-ai făcut în decursul cursului, nu? Sau imediat după ce s-a terminat? Când e făcut mai exact? Review-ul a fost făcut imediat după ce am terminat cursurile. În momentul respectiv, eu comandasem deja marfa de la chinezi și urma să ajungă la depozitul Amazon. Deci, practic, eu am făcut acest review, cred că a fost în luna iunie, iar eu lansarea am făcut-o în octombrie. Bun. Păi hai să punem review, da? Ok, te rog. Îmi doresc tare mult să pot împărtăși prin cuvinte trăirea mea interioară, să-mi găsesc cuvintele potrivite
Pentru că vreau să împărtășesc cu voi o întâmplare care, pe care conștient am ales-o să aibă loc și sunt foarte fericită pentru acest lucru. Numele meu este Emilia Țurcanu și pentru câteva minute vreau să vă împărtășesc trăirile personale. Am luat decizia cu câteva luni în urmă să fac ceva cu mâna mea, să creez ceva cu mâna mea, să mă simt stăpână pe alegerile pe care le fac și pentru că îmi place foarte mult să comunic cu oamenii și să devin independentă și financiar și personal, am decis să mă alătur membrilor din Amazon Academy și să-mi încep propriul meu business online pe Amazon. Această decizie pe care eu am luat-o mi-a influențat viața într-un mod foarte benefic, pentru că această decizie luată implică pregătirea săptămânală în ceea ce privește business-ul pe Amazon. Consecvența, persistența, disciplina sunt armele care sunt necesare pentru a ajunge la un rezultat, oricare rezultat dori. Și primind accesul la materialele mentorilor mei, care sunt foarte bine sistematizate și explicate live, mi-au dat posibilitatea să nu mă simt singură în acest proces, să mă simt încurajată, ajutată și, cel mai important, mi-a dat încrederea că pot. Fiind ceva necunoscut, la început am crezut că nu știu dacă pot face lucrul acesta, am văzut rezultatele finale cu sumele obținute ca profit de la anumiți colegi și îmi spunea mie însumi, Doamne, dar oare aș putea eu să fac asta? Și am ajuns acum la concluzia, în momentul în care sunt, am ajuns în momentul în care eu mă voi lansa o lună următoare cu produsul ales, am ajuns la concluzia că dacă ar fi să mă uit la pașii care trebuie parcurși sistematizat, împărțit la numărul de zile, totul pare mult mai simplu în mintea mea. Pentru că atunci când faci pas cu pas un lucru, ajungi să avansezi, ajungi să cucerești informațiile și devii din ce în ce mai încrezător. Noile informații pe viitor nu vor mai părea o provocare. Pentru că deja ești învățat, ești obișnuit cu noul și acestea sunt momentele în care devii mai puternic. Da, asta trăiesc eu acum, sunt foarte recunoscătoare pentru că învăț de la oameni care au rezultate, învăț de la oameni care doresc să încurajeze, să ofere încredere și să deschidă mai mult potențialul în noi. Vă mulțumesc, Alexandru Nache și Adrian Vasile, pentru determinarea voastră și pentru faptul că oferiți sprijin nelimitat de timp pentru cursanții care încep acest business. Cuvintele nu pot acoperi recunoștința mea, pentru că să oferi ajutor unui om nelimitat este dovada că iubești ceea ce faci, că iubești oamenii, că iubești dezvoltarea lor și că îți dorești să se alăture ție. Sunt foarte fericită și îmi doresc tare mult dacă te interesează și pe tine să te descoperi mai mult, să parcurgi o nouă etapă în viața ta. Te invit cu mare drag să accesezi, să vezi despre ce este vorba în această organizație minunată a Amazon Academy, în care tu să descoperi dacă ți s-ar potrivi sau nu. Eu simt că am găsit o modalitate prin care să îmi pot
dezvolta potențial. Vă mulțumesc tare mult! Bun, acum după ce am văzut acest review, ce vrei să ne spui despre el? Și care este review-ul după curs și după afacere, da? Ok. Acest feedback l-am oferit din suflet și cu interes ca să-i ajut și să-i audă cât mai mulți ca să le crească ratingul. Însă acum nu mă mai aflu în aceeași postură pentru că am cunoscut și modul lor real de operare. Haideți să vă explic pe scurt de la început. Deci, anul trecut am aflat de aceștia pe Facebook, de compania AMZ Academy, de training. Făceau reclamă la cum pot să începi un business pe Amazon. La acel moment a picat bine pentru mine, pentru că eram într-un moment în care vreau să încep ceva nou și să mă dezvolt profesional. I-am contactat, am discutat tot ce era necesar și am dat drumul la treabă. Pur și simplu am început. În fiecare săptămână am parcurs câte un seminar live în care mi se prezentau pașii, ce trebuia făcut, practic săptămână de săptămână. Am făcut în tocmai precum prezentat în cursuri, iar după ce am făcut lansarea, mi-am dat seama de fapt de câteva lucruri de care nu aveam cunoștință. Ei, în reclamele pe care le fac, nu prezintă decât frumosul și dulcele, însă nu se întreabă nimeni oare de ce. Adică eu nu m-am întrebat, eu sincer să-ți spun, nu m-am întrebat la început de ce prezintă doar frumosul, doar prosperul, doar banii, doar excepționalul. Oare făceau asta ca să atragă cât mai mulți? Voi ce probabil credeți? Că lor așa le merge. Probabil lor le merge doar extraordinar, doar frumos, doar dulce și automat doar de asta promovau acest lucru. Probabil din acest lucru. Așa, deci putem lăsa și întrebarea asta pentru ascultători, pentru că este foarte important cei care ne ascultă să se întrebe și ei. Da, de ascultătorii ce? Vor zice simplu, pentru că așa se face marketingul. Asta e răspunsul. Ce vrei să vină să zică? Că de fapt e mai greu, trebuie să investești mai mult. Normal că nu se mai scria nimeni sau se gândea de 3 ori înainte să se înscrie. Și în general așa se face marketingul în orice caz, da? Dar aici, într-adevăr, trebuie să, și din punctul meu de vedere, trebuie să ai un pic mai multă atenție și și puțin bun simț dacă e să-l ai. Dacă nu, nu e nicio problemă, că nu e ilegal să fii nesimțit. Dar nu este ilegal să ascunzi anumite informații? Da, nu e ilegal nici să ascunzi anumite informații. Este legal să vinzi. Bine, dacă intrăm așa adânc în problemă, nu e chiar așa legal nici să folosești anumite tactici de vânzare. Dar apropo de ei, eu le-am mai spus celor ca tine cu care am mai vorbit așa, între discuții. Dacă cineva chiar stă să-și bată capul și să intre pe partea asta legală, ce fac, felul în care promovează și cum marketează acest lucru, atât ei și amazonienii, nu este chiar atât de legal și pot fi anumite probleme, da? Pentru că există niște legi și în ceea ce privește publicitatea, există niște legi și în ceea ce privește vânzarea, adică, spre exemplu, când faci o reclamă și spui ceva, acel ceva trebuie să fie adevărat, da? Deci trebuie să se întâmple dacă cineva acționează și cumpără, da? Și mă rog, ideea în cazul vostru este că problema majoră pe care am identificat-o și eu este că nu se spun toate lucrurile, da? Nu se oferă informația totală, se promovează doar această parte. Dar mă rog, hai că nu mai intrăm în detalii, hai să spune tu ce aveai de spus. Da, vreau să spun că după ce am parcurs tot acest traseu care a fost calculat de la început, intenționat de către traineri, am aflat de fapt cum stau lucrurile, pentru că a trebuit să mă documentez în surse externe despre acest business mai mult decât m-am documentat prin cursul lor, pentru că nu mi-am permis să mă las la mâna lor, pentru că totuși am început un business și nu am vrut să îl las așa în bătaia vântului după cum se scrie în curs.
Și pentru că am făcut acest lucru, am depistat mult mai multe lipsuri, lipsuri care sunt critice, lipsuri care fără acele informații, practic dacă le-am fi fost primit, aș fi fost pregătită, aș fi înfruntat acele situații noi cu o altă atitudine și aș fi fost mult mai capabilă și mult mai pregătită să pot să le înfrunt. Haideți să vă explic despre la ce mă refer, ca să fiu concretă și pe scurt. Prima dată îi fac reclamă că cu 5.000 de euro reușești să faci business-ul. Dacă se fac, când intri în pâine, cum se spune, și faci toate calculele și ții cont de absolut toate aspectele din business, ajungi, deci este aproape imposibil din punctul meu de vedere, ca și experiența mea vorbesc. Sunt colegi care susțin că au făcut business-ul și cu mai puțin de 5.000 de euro. Dar având în vedere multe costuri care se adună, nu ajungi cu 5.000 de euro după cum s-a făcut reclama, motiv pentru care produsul pe care l-am ales a fost cu un cost de producție de 3,2 cu tot cu transport, ceva de genul. Și cu toate astea am investit 10.000 în prima lună pentru acest produs. Cu toate astea. Și vreau să zic că 5.000 nu este suma reală, este doar o sumă fictivă calculată așa la nu știu ce fel de probabilitate au folosit ei sau ce calcule au folosit să ajungă acolo, dar nici într-un caz nu este o sumă cu care să poți să te lansezi pe Amazon. Am o întrebare aici, dacă ar fi marketat în felul următor: ai nevoie doar de 20.000 de euro să faci această afacere, tu ai mai fi cumpărat cursul? Sincer să spun, dacă ar fi fost suma de 20.000 de euro, nu aș fi putut să încep de la început pentru că n-aș fi avut banii respectivi. Deci chiar dacă aș fi vrut, n-aș fi putut să-i fac. 5.000 pentru mine a fost o sumă. Scuze-mă că nu, asta am vrut să demonstrez. Ideea este că te întrebai, nu știu cum au calculat 5.000 de euro. I-au calculat așa, că la 5.000 de euro are mai oricine acces. Dar la 20.000 mai stai să te gândești. Ca să poată prinde cât mai mulți lui. Da, cât mai mulți cursanți. Exact, cât mai mulți naivi. Așa, ca mine, vorbesc pentru mine, nu altceva. Ok, foarte important, keyword research. Ce e la keyword? Ce înseamnă keyword? Ok, pentru începători ca mine, care n-au avut vreo treabă în viața lor cu un business. Nu s-a studiat, nu s-a vorbit despre keyword research. Nu s-a discutat despre tool-urile care ne ajută să găsim keyword-uri. Pentru că primul lucru pe care îl faci când începi un business pe Amazon este să cauți un produs pe care să-l vinzi. Găsirea unui produs viabil este cel mai important factor din întreg business-ul. Pentru că dacă produsul nu este ales corect, adică corect din punct de vedere al calculelor, în așa fel încât să fie unul productiv, totul este în zadar făcut după. Totul este doar o procedură. Și dacă nu s-a vorbit despre keyword research, tool-ul care te ajută să găsești ce volum de căutare are acel keyword, ce vrea să însemne volum de căutare mare și toate aceste aspecte care te ajută să găsești un produs, nu s-a comunicat la curs. Eu l-am aflat după ce am lansat primul produs. Eu îl consider un lucru foarte important. Acesta este al doilea comunicat până acum care este critic. Ce pot să zic în continuare? Nu mi s-a spus de la început că în funcție de produs și concurență pe nișă poți să cumperi mai multe sau mai puține review-uri și vânzări aranjate, ceea ce implică un cost extra, el fiind necomunicat de la început. Iar dacă te încurci să le cumperi, da, practic, poți risca să ți se închide listarea pe motiv de manipulare review-uri, iar pentru a o debloca îți poate lua alți bani extra. Ce aș putea să zic este faptul că acest lucru nu mi s-a comunicat. Din nou, mi s-ar fi părut corect să spună: uitați, pentru un anumit produs, la o anumită categorie, pe o anumită nișă, poți cumpăra mai multe sau mai puține vânzări, review-uri respectiv, dar cine se încumetă
poate să pățească asta. Nu s-a spus. Da. Trebuie să mai zic încă un lucru foarte interesant. Poți să dai greș și chiar cu un produs extrem, dar extrem de bine calculat și de gândit și de găsit, poți să dai greș și chiar cu un produs extrem de bun din cauza hijackerilor sau a competitorilor de rea credință, care din două, trei review-uri negative te pot pune în genunchi. Acest lucru nu l-am știut. Deci, pur și simplu, pentru hijacker pentru cei care ne ascultă și nu știu ce înseamnă, sunt persoane. Practic intră pe listarea ta și îți vinde produsul fără ca tu să-l vinzi. Practic îți fură pozele. Este un fel de atac, să spunem așa, din cunoștința mea. Noi, ca să ne apărăm de hijacker, am primit doar un model de e-mail copiat, copy-paste, care zice acolo, retrage-te frate că tu mi-ai luat fața și dă-te la o parte că n-ai voie să stai aici. Da, nu prea ai ce să faci în cazul ăsta. Din păcate, decât dacă ai trei marte. Asta a fost alt punct critic care s-a ascuns. Nu mi s-a spus că poți să plătești pe nu știu care $800 să poți avea din nou listarea dacă s-a blocat să o activeze din nou. Nu s-a spus că s-a dat doar un e-mail în care s-a zis că vezi, da e-mailul ăsta și tipul se retrage. Da. Ce aș putea să mai zic? Un lucru interesant. În momentul în care tu cauți produsul, până la momentul în care tu te lansezi, reprezintă un interval de timp. În acel interval de timp, nișa ta se poate aglomera foarte mult. În sensul că eu când am găsit un produs, produsul pe care l-am ales se vindea cu 2000 de bucăți pe lună, iar când l-am lansat se vindea cu 17.000 de bucăți pe lună. Să vă zic că la fel, nu ni s-a comunicat fraților, fiți atenți, nișa se poate aglomera foarte tare. Ce consecințe sunt în cazul în care se întâmplă asta? Trebuie să știți lucrurile astea. La fel, nu s-au comunicat. Într-un lanț, dacă lipsește o singură verigă, nu mai multe, haideți să nu vorbim despre mai multe verigi. Una singură, dacă lipsește, deja tot procesul s-a oprit. A stagnat. Nu avem cum să ajungem să putem evolua dacă noi nu cunoaștem unghiurile moarte de care trebuie să ne ferim sau de care trebuie să ținem cont. Nu putem. Și apoi, faza cea mai interesantă și mai fenomenală este că după ce dai greș, te sfătuiește să vinzi contul, să dai stocul foarte bine la cei care le cumpără, și să vinzi firma, la revedere. Și v-ați spălat pe mâini și s-a terminat treaba. Felicitări! Dragilor traineri, mulțumim foarte mult pentru dedicarea voastră serioasă, pentru adevărul pe care îl prezentați pe platforma, site-ul vostru AMZ Academy. Alexandru Nache și Adrian Vasile, vreau să vă mulțumesc pentru implicarea voastră superficială, cu copy-paste și cu material care nu l-ați actualizat în 2020 pentru 2020. Materialele pe care le-am primit de la voi au fost materiale care au avut proceduri de urmat din anii precedenți și asta a fost foarte simplu să-mi dau seama, pentru că contul de Amazon Seller s-a updatat, iar materialele nu erau updatate. Era simplu să-mi dau seama. Deci nu trebuia să vă deranjați pentru miile de euro pe care le-ați primit, să vă deranjați să updatați materiale. Nici măcar asta nu a fost necesar. Ce să mai zic? Iar pentru banii pe care i-am primit pentru primul review pe care l-ați văzut, $200, păi dacă ne-ai luat prea dintr-o bucată acum. Deci pentru review pe care l-am văzut, da, $200. Da, am primit $200, am fost foarte happy, fericită, pentru că am zis, uite, pot să fac un bine, pentru că sunt motivată și vreau. Și banii respectiv pot să-i folosesc pentru business în continuare. Deci am fost mulțumită, chiar am fost încântată. Dar cum te-au abordat? Pur și simplu, la sfârșitul cursului,
au întrebat pentru cei care doresc să lase review-uri, ne pot lăsa în scris sau prin înregistrare pentru premiul de $200. Și mie îmi plac gesturile. Consola pentru toți, nu special. Bineînțeles, nu. Pentru toți cursanții, ca să aibă cât mai multe review-uri. Dar din partea mea, Alexandru Nache și Adrian Vasile, aveți două review-uri. Aveți primul review în care arată cât de naivă și prostuță sunt, pentru că mă bucur foarte mult că am început acest business, iar după vă arăt de fapt al doilea review, acesta, să-l ascultați, să-l digerați și să vă întrebați oare de ce. Dar nu cred că o să vă pese să vă întrebați de ce, pentru că o faceți intenționat. Iar premiul de $200 primit Alexandru Nache, îl voi folosi ca să pot plăti reclama pe acest review. Să vadă cât mai mulți. Cât mai mulți posibil să vadă adevărul, pentru că aceasta este realitatea. Deci eu, Emilia Țurcanu, mă consider o persoană integră, mă consider naivă în continuare pentru că nu le știu pe toate, dar mă simt datoare să vorbesc pentru ceilalți care au trăit ce am trăit eu și mai ales pentru următorii care urmează să intre, pentru că aceștia trebuie să știe la ce să se aștepte. Păi hai să, uite, te las un minut, un minut jumate maxim, că dacă tot vrei să promovezi un review după curs și după afacere, e bine să fii așa mai scurt și la obiect și să apari doar tu pe ecran. Deci hai să facem acest exercițiu. Ai un minut jumate în care să faci un review și să spui ce ți-a convenit și ce nu ți-a convenit în cursul Amazon și ce ai vrea tu să știe oamenii care vor să înceapă o afacere pe Amazon și vor să plătească un curs AMZ Academy. Ok, începem acum? Te rog. Perfect. Bună ziua tuturor românilor. Numele meu este Emilia, am 33 de ani și sunt fericita cursantă din echipa AMZ Academy. Am început acest business anul trecut, în 2020, și am ajuns să parcurg toți pașii care au fost explicați în curs, în așa fel încât să pot să mă lansez cu primul produs pe Amazon. Am fost și sunt în continuare recunoscătoare pentru toate momentele pe care le-am trăit, pentru că am învățat și multe lucruri noi. Am învățat și unde trebuie să lucrez mai mult la mine. M-am descoperit mai mult, iar în același timp am descoperit și câteva neregularități pe care trebuie să le auziți și voi, pentru că orice produs care se vinde pe această piață în ziua de astăzi are nevoie de referințe. Iar noi când vrem să apelăm la un serviciu, ne uităm la review-uri. Ok. Acesta este un review din partea mea experimentat pe care vreau să-l comunic vouă. Și este următorul. AMZ Academy este o firmă de training care oferă servicii pentru înființarea unui business pe Amazon. Ei te ajută să parcurgi pas cu pas toate etapele, în așa fel încât să poți începe un business. Am avut plăcerea să colaborez cu ei. Am oferit un review prima dată în care i-am lăudat și în care i-am recomandat, iar acum urmează review-ul al doilea în care eu să vă spun de fapt cum stă în realitate, cum stau lucrurile în realitate. Ce am descoperit sunt următoarele lucruri. Când faci un business, trebuie să știi fundația, trebuie să știi ce lucruri ajută, ce lucruri nu ajută, de ce trebuie să te ferești, la ce trebuie să te expui, ce trebuie să cunoști, toate aspectele înainte de a începe. Trebuie să se pună toate armele pe masă. Eu când am descoperit și am învățat toate elementele acestui business, pe care încă nu le știu pe toate pentru că este foarte, foarte complex, am ajuns la următoarea concluzie după lansare. Că multe din aspectele critice pe care stă Amazon fondat ca business sunt următoarele. Avem nevoie să găsim un produs fiabil, iar acest produs se găsește în anumite condiții. Nu ni s-a vorbit despre keyword research. Nu ni s-a comunicat tool-ul prin care putem găsi acele keyword-uri, volume de căutări și așa mai departe. Voi le știți. Da? Doi.
PPC. PPC înseamnă pay per click. Acest PPC costă destul. Nu ni s-a comunicat costul PPC-ului. Este diferit în funcție de produs, este diferit în funcție de nișă. Nu am primit nicio informație de genul ăsta, decât la final, după ce noi, naivii, am comandat deja produsul și na, trebuie să mergi dacă ai început. Nu poți să te lași de operațiune la jumătatea drumului. Da, ce pot să vă zic? Hijackeri. Ei sunt atacatorii. Nu ne-au învățat cum să ne ferim de ei. Ne-au dat doar un e-mail în care să le trimitem e-mail-ul și să le spunem: te rog frumos să te retragi. De parcă i-ar fi așa fraier încât să se retragă atât de ușor. Nu ai brand registry, nu te bagă nimeni în seamă. Cine să știe despre lucrurile astea? N-are cine. Deci, ni s-au ascuns lucruri critice care, dacă le-am fi știut de la început, le-am fi primit cu o altă atitudine, am fi fost mai pregătiți să putem să începem business-ul. Și altceva este când faci conștient lucrul ăsta și alta este când te izbești de ele, ca mai apoi să te consideri incapabil de business. Deci, pe lângă faptul că voi, Alexandru Nache și Adrian Vasile, cauzați consecințe materiale, daune materiale, voi creați și daune emoționale. Pentru că acești cursanți care renunță trăiesc clipe foarte grele, în care ei se gândesc: Doamne, dar eu am o problemă cu mine, sunt normală, nu pot să fac un business. Ca mai apoi, după ce mă trântesc de toate aceste probleme, care sunt firești, să spuneți: vinde contul, lichidează stocul, arrivederci, au revoir. Nu. Nu se spune așa și nu se face așa. Oferiți suport pe viață. Care este acel suport pe viață? Pentru că creați un grup pe Facebook unde se pun întrebări, asta înseamnă suport pe viață. Nu considerați că este o reclamă cam pompoasă pentru ceea ce se întâmplă de fapt în realitate? Oare despre asta o fi vorba? Stau și mă gândesc. Vă e cumva frică că dacă puneți în acele reclame rezultatele plus obstacolele și provocările pe care le-ați întâmpinat, vă e frică cumva că nu o să mai aveți parte de mulți candidați? Să înțeleg că voi ați ajuns la rezultate fenomenale respectând schema pe care voi ne-ați predat-o nouă? Sunt foarte curioasă dacă voi vreți să răspundeți la aceste întrebări. Aici, la această filmare, vă rog să le răspundeți, pentru că chiar... Răspunde, cred că abia așteaptă. Bun, ce vreau să te mai întreb, uite, mai ai întrebarea asta aici. De ce nu se face Amazon cu 5.000 de euro? Dacă poți tu, ca și persoană care ai făcut un curs, ai lansat un produs, ai și avut vânzări, de ce tu, care vii din mediul acesta, spui că nu se face Amazon cu 5.000 de euro? Păi, haideți să vă spun la mine cum a fost. Mi-am găsit un produs cu un cost de producție și transport de 3,4, 3,5 maxim, cred. Din ce mi-aduc aminte, oricum am negociat prețul și se poate scădea. Deci, costul pentru primul stoc, stocul care îl duci, recomandă să duci un stoc de 500, cam așa. Da. Duci un stoc de 500, dacă prinde produsul și îl vinzi într-o săptămână, două, trebuie să închizi listarea, pentru că până îți produce chinezul următorul stoc, ca tu să-l duci, și dacă mai faci transport pe mare, deja o lună de zile ții listarea închisă. Te încurcă. La fel, uite, alt aspect de care nu știam. Vorbesc despre el acum. Practic, primul stoc care l-am dus, plus costul de poze și de tot ce ține de listare și tot pachetul de la Amazon Concept, firma lor, m-a costat 800 de euro. Apoi, a trebuit să plătesc serviciul de PPC, pentru că ei nu au promovat la început PPC-ul și PPC-ul a costat 250 în prima lună, iar apoi 150 în următoarele luni. Adunând valoarea primului stoc cu
toate serviciile care a trebuit să le achiziționez ca să pot să-mi creez listarea și să pot face pozele profesionale și tot ce a fost necesar, plus serviciul în sine, PPC, plus costul la următorul transport și producție, m-a costat, deci primul m-a costat 2000 de dolari, plus costurile de care am menționat, iar al doilea stoc am comandat 1500 de bucăți, 1600, pardon, care a însemnat 4500, 5000 de dolari a însemnat al doilea. Am avut listarea închisă între timp și când am ajuns să trag linia, mi-am dat seama că n-am cheltuit 5000, am cheltuit 10000, pe puțin 10000, așa calculat, fără să pun virgulă cu virgulă, da? Nu te-am ajut, sau nu știu, poate n-am fost eu pe fază. Nu ai menționat nimic de partea asta, banii pe care ai investit în PPC, în reclamă, în marketing. Da, asta vreau să spun acum. PPC-ul mi-a mâncat din 6.000 de dolari încasați din vânzări, 3.000, jumătate. Și la mine a fost un caz fericit că sunt colegi care au mâncat PPC complet și chiar au fost pe minus. Pe lângă faptul că PPC-ul a mâncat... Un caz fericit la tine, sincer. Înseamnă că ai făcut PPC-ul cu ei, nu? Ei te-au ajutat. Am făcut PPC-ul cu Amazon Concept pentru că am spus pentru prima lună, ei știind despre ce este vorba, haide să apelez la ei și apoi să-l învăț pe parcurs. Deci înseamnă că să pricep, nu? Păi, bineînțeles că intenționat au deschis această firmă ca fraierii naivii care încep cursul și nu știu PPC să apeleze la PPC plătit. Cred și eu că trebuie să deschizi firmă pentru așa ceva, nu? Mi se pare normal. Da, alții au spus că, uite, bine, oricum ai vândut 6.000, ai avut 3.000 PPC, 3.000, de fapt, tot n-ai ieșit pe plus. N-ai ieșit pe nu, plus. Am primit 515 dolari, singurii bani care am primit din 10.000 de euro de dolari investiți și am fost și mai pissed off când am văzut că trebuie să plătesc impozit pe venit 3% din PPC care Amazon i-a luat. Deci, pe lângă faptul că n-am primit decât 500 de dolari, am plătit 8 milioane impozite venit. Da, deci acestea, toate aspectele astea se întâmplă, toate frustrările și toate supărările cursanților se întâmplă nu din cauza lor, pentru că au greșit ei cu ceva, din cauza intenției lor de a ascunde niște detalii atât de cruciale, care dacă le-am fi știut, nu aș mai fi făcut acest feedback în ziua de astăzi. Eu mi-asum greșelile, știu, nu mă aștept ca începătoare să am succes de la primul produs. Mă aștept să eșuez pentru că nu pot să fiu așa cum faci o prăjitură delicioasă, să-mi dai mie făina, ciocolata și zahărul să iasă acum. Nu, voi eșua de multe ori până să iasă. Sunt de acord cu asta. Nu dau vina pe ei pentru eșecul meu complet. Dau vina pe ei pentru faptul că ascund elemente critice care împiedică pe acei cursanți să poată ajunge la succes. Sunt care au ajuns la succes, dar acei oameni au fost înarmați cu experiență și putere extra și n-au renunțat ei pentru că n-au vrut să renunțe, nu datorită Amazon Academy, nu. S-a întâmplat, am avut un coleg care a spus că am avut norocul să dau peste un produs bun. Ce ar putea să zic acel om? Amazon Academy este excelent. Dar ce aș putea să zic eu? Eu nu pot să zic același lucru, pentru că m-am izbit de aceste lucruri ei făcându-le intenționat. Acest lucru mă deranjează și trebuie mă bucur. Da, sunt unii care nu sunt mulțumiți și alții gen 2 care sunt mulțumiți. Cam așa e raportul. Bine. Este foarte foarte mic. Dar deci orice serviciu trebuie să aibă review-uri și acesta este review-ul meu principal pentru Amazon Academy, pentru AMZ Academy, scuzați, privind prestarea serviciilor lor care, prin care promovează ei performanța, adevărul, seriozitatea, profesionalismul. Dacă așa se traduce adevărul din punctul vostru de vedere, atunci suntem pe baricade diferite, se pare. Da, deci cam acestea ar fi feedback-ul meu cu privire la serviciul pe care l-am primit și sunt bucuroasă că am putut să vorbesc astăzi. Îți mulțumesc frumos, Bogdan, pentru timpul tău și pentru ocazia pe care mi-ai dat-o. Cu plăcere. Eu sper că voi, cei care ați ieșit, să-i ajutați pe
oamenii care doresc să înceapă o afacere în direcția asta și să vadă plusurile și minusurile acestui business, da? Poate să facă și cursuri, poate să facă și afacerea. Ideea este să vadă și plusurile și minusurile. Despre asta este vorba. Foarte important. Amazon există. Amazon se face. Se câștigă bani din Amazon. Dar nu în condițiile în care ei le prezintă. Nu. Trebuie să ai cunoștință de cauză. Și cunoștință de cauză fondată și trebuie să știi cum să-l faci ca să-l faci. Nu sub condiții pe care ei le prezintă. Nici într-un caz. Da. Bun, dar uite că am învățat foarte multe după acest curs. Mă bucur enorm că am învățat toate astea. Și da, mergem mai departe. Până la urmă poate a fost un curs pentru altceva de fapt. Pentru educație antreprenorială, nu? Da, de ce nu? Am învățat multe. Bun, și deci puteți să faceți așa. Păi acum m-am gândit, ai văzut, eu am mai făcut videouri și cu alții. Unii și-au recuperat banii, oamenii le-au dat banii înapoi pe curs. Tu zici că ai mai obținut $200 de pe un review. Mă rog, deci Îi voi investi acei $200. Da. Da. Bun, bine, atunci, dacă vrei să mai adaugi ceva în final, ca și o concluzie sau ceva. Da, ce concluzie vreau să zic este că dacă nu mi se întâmpla asta, nu reușeam să dau de tine. Mă bucur și sunt recunoscătoare în continuare. Nu sunt fericită dacă mi se întâmplă doar bine și supărată dacă am probleme. Sunt conștientă că problemele sunt ca să te întărești, să te descoperi și să capeți putere să faci din ce în ce mai mult, să te dezvolți. Și atunci, pentru că tu ai creat programul Amazon Rehab, eu acum am posibilitatea să... Chiar e inventat acum. Inventat, da, inventat și creat, să-ți le spune pe amândouă. Da. Eu acum, pentru stocul care trebuia să-l lichidez de 1600 de bucăți, care primeam 50 de cenți. Am contactat pe cineva, îmi dădea 50 de cenți pe bucată. Da, 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 foarte bine. Bine că ai menționat acest lucru, scuză-mă să intervin 10 secunde, pentru că mai vin la mine persoane, pentru că au început să afle despre acest proiect și vin la mine persoane care spun că știu și ei niște site-uri unde îți dau banii să-ți lichideze marfa, dar îți dau 50 de cenți maxim. De asemenea, hai, continuu să spui ce vrei să spui, că mai este un lucru foarte important, că oamenii vin la mine în ideea că le cumpăr eu produsele, ceea ce este total fals. Da, deci tu practic preiei produsele, le preiei și le vinzi pe alte platforme. Da, deci este o diferență de la cer la pământ, plus da, că da, trebuie să scazi foarte mult prețul, că pentru scopul vostru este să recuperați o parte din bani, cum am zis-o și pe atâtea videouri. Singura resursă din care mai poți să-ți recuperezi niște bani este acel stoc, da? Care produsul este bun, el într-adevăr, că toată lumea a investit să-l facă cât mai bun pentru a-l vinde pe Amazon, dar asta nu înseamnă că el prezintă un mare interes pentru altcineva care să-l preia neapărat în angro. Dar punând toate chestiile astea la un loc, preț mic, calitate bună, avem posibilitatea să le dăm mai repede și să-ți recuperezi o parte din bani, pentru că și cât îți recuperezi. Da, un lucru care pentru mine, ca și începător, este un lucru mare, pentru că ok, n-am pierdut 10.000, poate pierd 5.000 sau poate pierd, adică pot să recuperez o sumă nici de cum oferă firme de lichidări, o sumă jalnică din punctul meu de vedere, dar acestea sunt condițiile care le acceptă bine, care nu caut altceva. Vreau să zic ca și încheiere că acest video nu a fost, această înregistrare nu a fost făcută pentru a veni în batjocura cuiva. Singura mea intenție este să vorbesc despre adevăr și despre virtute, niște elemente esențiale omenești pe care noi toți trebuie să le avem, da? Toți trebuie să le avem și pentru cei care nu le au trebuie să vorbim despre ele, ca să știe care să se ferească și ce să facă de asemenea persoane care apelează la reclame pompoase ca să atragă oamenii fără experiență și să se izbească de asemenea situații ca și mine.
Asta vreau să zic în încheiere. Păi cam asta se vede. Bine, mai apar și comentatori de genul că, au loc, că mai bine nu făceai, că acum ai făcut, ai greșit, dar nu știi tu, pe dar tu nu știai că trebuie așa. Mă rog, trebuie să-ți asumi și aceste lucruri. Oricine comentează, Hai să spun ceva și ție și celor ca tine și care mă ascult. Deci, ai văzut că și tu mă urmărești pe grupul Online Business România, da? Ai văzut că eu din când în când acolo mai fac câte un giveaway, da? Așa vreau eu. Fie în bani, fie în servicii, fie în chestii. Da? Fără să cer omului nimic. El nu trebuie să plătească un tichet, nu trebuie să plătească un abonament. Nu trebuie nici măcar să se ridice după scaun de la el de acasă. Și este pur și simplu o strategie pe care o folosim noi aici pentru a menține lucrurile interactive, da? Chiar și în aceste cazuri în care aceste premii sunt așa, pur și simplu. Te uiți la un live și primești sau nu primești un premiu, da? Un premiu, da. Fiindcă în aceste cazuri apar oameni nemulțumiți, da? Deci este normal și ei îmi scriu. Este absolut în regulă să fie mulțumitor și nemulțumitor. Pe mine nu mă sperie nemulțumitorii de feedback-ul pe care eu l-am oferit, pentru că este adevărul meu, trăit, experimentat și vreau să-l dau mai departe, pentru că oamenii care vor să știe lucrurile cum stau de fapt, trebuie să audă acest videoclip, această înregistrare. Trebuie să o audă. Cărora nu le place, lăsați un coment, vă salut și la revedere, o zi bună. Nimic da, mai mult. Exact, scopul acestui video, ca și toate celelalte pe care le-am făcut eu contra cursurilor Amazon, este să existe pe piață și o părere contra, da? Sau să fie expuse și minusurile acestei afaceri. Pentru că, exact cum ai spus și tu, afacerea există, ea este o oportunitate, exact. Iar tu, noul om, noul antreprenor care vrei să începi un business pe Amazon, trebuie să știi și plusurile și minusurile, trebuie să știi și părerile celor care au reușit și părerile celor care n-au reușit. În ceea ce privește cursurile și cei care le vând, da, fiecare își exprimă părerea. Din punctul meu de vedere, ei sunt zero ca business, am spus-o mereu și o spun. Ei doar vând niște cursuri pe ideea asta cu, da, hai că faci, da, șef, fără șef, scapă de șef, scapă de 9 la 5, chestii de-astea, mă rog. Dar n-are nicio treabă, cum am spus și cu video cu Mihai N, nu are nicio treabă cu business-ul ce fac, este zero, pur și simplu. Da, eu sper să audă cât mai mulți, pentru că, dar uite, acum mă gândesc și la un lucru. Mi-am meritat palma care am primit-o, sincer, dar pentru că așa m-am trezit. Dar nu vreau să treacă și alții. Nu vreau, pur și simplu vreau să ajut pe ceilalți. Nu vei asculta, nu te va asculta nimeni și nu va lua nimeni în seamă ce ai spus tu dintre cei care vor să facă, da? Vă spun eu sincer, vă spun eu 100%. Deci îți garantez. Dacă va veni vreodată cineva la tine să spună: "Uite, pentru că am văzut videoul cu tine, m-am gândit să nu mai fac Amazon, să mai aștept puțin." Deci atunci poți să îmi spui și eu îți dau eu $200 și eu, dar nu cred. Deci ceea ce ai spus tu ca analogie este în felul următor pentru mine. O pot spune sub foarte multe lucruri, dar am să fac doar una singură. Eu mă antrenez, eu fac exerciții fizice. Nu am ajuns niciodată să fac 30 de flotări din prima încercare. Până nu am transpirat, până nu am suferit, până nu am tras de mine, până nu am căzut la pământ, n-am avut cum să reușesc. Dacă voi credeți că prin pompoasele astea, dulcegăriile astea, o să ajungeți să vă faceți bogați peste noapte, atunci vă rog să faceți acum 30 de flotări, începător fiind. Perfecte. Hai 300. Hai să dăm la 300. Care le faci? Dacă ar face Amazon toți cei care fac 30 de flotări, că totuși 30 nu sunt multe așa, na. Poate pentru tine. Din punct de vedere a unei fetițe ca mine, așa. Da. Da, vreau să zic, niciun lucru măreț nu se construiește peste noapte cu vise așa, cu rozalii și cu bule de săpun și cu dulcegării. Nu există! Nu! Orice lucru măreț înseamnă muncă în spate, transpirație, suferință. Aceasta este legea universală. Cine vrea să o contrazică, n-are decât, degeaba o face oricum.
Da, e adevărat. Uite, e bine că ai învățat această lecție care cu siguranță te va ajuta foarte mult în viitor și orice alt proiect vei începe, acest lucru, acest eșec al Amazon, cu Amazonul te va ajuta. Vor fi foarte multe lucruri pe care le-ai învățat din acest eșec care te vor ajuta în orice alt proiect. Deci până la urmă tot rău spre bine, iar în ceea ce privește pe cei care vor să facă această afacere, eu le recomand să analizeze atât părțile negative cât și părțile pozitive, pentru că în orice afacere, nu doar în Amazon, în absolut orice afacere există plusuri și minusuri și întotdeauna să aleagă afacerea ale cărei minus ale cărei minusuri le pot acoperi. Deci asta vreau să spun. Eu așa fac, spre exemplu. Pun plusuri și minusuri și dacă pot să acopăr minusurile din afacerea respectivă, pe aia o fac. Da, da, corect. Minusuri pe care noi le-am experimentat, nu le-am știut. Da. Bine, să... mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu, Bogdan. Succes în continuare. Vizualizare plăcută, ascultătorii. Da. Tuturor. Da. Tuturor. Da. Sau bine, acum la final spuneți-ne ce părere aveți. Da, chiar vă rog să lăsați feedback-uri. Ne interesează. Mersi. Pa, pa. Mulțumesc. Ciao.